De la 1 noiembrie, în municipiul Buzău a intrat în vigoare un regulament de conviețuire socială, care, printre multe alte restricții impuse cetățenilor, prevede și interzicerea uscării rufelor sau a covoarelor în public. Polițiștii locali au demarat deja controle în căutarea cetățenilor care nu respectă noul regulament. Așa cum era de așteptat, mulți buzoieni nu știau că de la începutul lunii noiembrie nu mai au voie să usuce rufele la vedere. Rufele de aici, stai noastre? Da. Le iau, da. Iar schiera până scutul hornul, atâta. Nu știu dacă hornul. Știați, dar a intrat în vigoare nouă hotărârea Consiliului Local. Și o decizie. În care spune la articolul 5, litera știu, mama. Nu aveți voie să ne întindeți știu, la vădești noastră, că e un aspect cam neplăcut, mai trece lumea pe aici. Pe golul ăsta poți să pui mai multe sârbe și le pui acolo și stai și la adăpost. Polițiștii locali nu au aplicat amenzi, ci doar i-au avertizat pe cetățenii care și-au etalat rufele în public. În schimb, agenții au acordat 345 de amenzi pentru alte infracțiuni privind tulburarea ordinii și liniștii publice și aruncarea gunoaielor la întâmplare. În urma activităților desfășurate au fost constatate și aplicate 345 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora fiind de 70.961 lei. Buzoienii care nu respectă prevederile noului regulament de conviețuire socială riscă avertisment sau amendă cuprinsă între 500 și 1000 de lei. Aceeași amendă se aplică și în cazul persoanelor care scuipă pe domeniul public sau aruncă hârtii, dar și celor surprinși că scriu sau desenează pe fațadele blocurilor, clădirilor, gardurile, monumentele și statuile de pe raza municipiului Buzău. Totodată, regulamentul interzice ocuparea domeniului public cu materiale de construcții sau depozitarea pe domeniul public de recipiente care conțin materiale de construcții. În cazul societăților comerciale care încalcă noul regulament, amenda este cuprinsă între 1000 și 2500 de lei.